În contextul scăderii cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19, România va ieși după aproape 2 ani din starea de alertă. Anunțul a fost făcut chiar de către președintele Klaus Iohannis, care a mai precizat că măsurile restrictive, care vor fi eliminate, începând cu data de 9 martie, vor fi anunțate în curând. Epidemia de COVID-19 se află pe o pantă accelerat descendentă la noi în țară, iar valul 5 este aproape de a se încheia. Este momentul, deci, să luăm noi decizii legate de gestionarea acestei situații, decizii cu un impact major pentru viitor. Am hotărât să nu mai prelungim, dincolo de 8 martie, starea de alertă instituită în România. Ministerul Sănătății este cel care urmează să gestioneze în continuare evoluția epidemiei, care sperăm că se apropie de final. Odată cu ridicarea stării de alertă, vor fi eliminate și o serie de măsuri care au fost în vigoare până acum. Măsurile complete vor fi anunțate și explicate pe larg în perioada imediat următoare de autoritățile abilitate. Cu toate acestea, președintele României, Klaus Iohannis, recomandă în continuare luarea unor măsuri de protecție personală și vaccinarea anti-COVID. Ceea ce vreau să subliniez este că rămânem vigilenți și pe mai departe. Obiceiurile bune de prevenție dobândite în ultimii 2 ani trebuie menținute. Chiar dacă sunt semne îmbucurătoare că am intrat într-o fază descendentă, este la fel de important să continuăm să ne vaccinăm și să ne protejăm, fiindcă cel mai probabil va trebui să trăim cu acest virus. Pandemia ne-a arătat că sănătatea trebuie tratată întotdeauna ca o prioritate și din punctul de vedere al creșterii investițiilor, dar și al regândirii unor mecanisme, astfel încât sistemul sanitar să fie unul echitabil și capabil să răspundă eficient unor situații limită. Deși nu au fost anunțate oficial, se poate intui ce restricții dispar, acestea fiind următoarele. Purtatul măștii de protecție în aer liber, prezentarea certificatului verde la intrarea în țară ori la accesul în localuri, magazine, instituții de spectacol și cultură, limitarea participanților la nunți, botezuri, spectacole, concerte, manifestații, workshop-uri, concerte sau activități sportive, ora 22 ca oră de închidere pentru magazine și localuri, condiționarea activităților zilnice de rata de infectări din localitate, cursuri online pentru elevi, regimul de telemuncă pentru angajați. De asemenea, ridicarea stării de alertă face ca românii să își înlocuiască actele expirate în maximum 90 de zile. Totodată, în sistemul bugetar, nu se vor mai putea face detașări la fel de ușor ca până acum, iar toate numirile făcute fără concurs în starea de alertă vor înceta în termen de 30 de zile. În plus, concursurile de angajare la stat suspendate pe perioada stării de alertă își vor relua cursul.